La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră, dar au acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreaesca.com. Astăzi o să vă invit în lumea unui mare actor român, care poate face din orice rol o minune. Despre cine este vorba, aflați imediat. Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți. Ei au fost în misiune aici. Ce misiune? Numai noi știm și nu avem nicio intenție să vă divulgăm dumneavoastră. Nu-i așa? Mi-e place să citesc foarte mult. Nu mă pricep la neturi, la informațiile, la milioane de informații pe care le iei de acolo și așa mai departe. Plăcerea mea cea mai mare este cartea. Nu știu nici măcar să dau mesaje pe telefon și nici nu vreau să învăț. Dorel Mateescu, doiaru, șeful gării, ce transportați în vagonul de marfă? Checkpoint! You need custom papers. N-aveți, nu treceți. Ia bacă-i pe linia a doua că m-am enervat. Adevărul că e o vârstă la care atunci când mă gândeam, când eram tânăr, ziceam că ești bătrân. Părinții noștri au avut dreptate. Totul a trecut atât de repede. Dar e ok și la 60. Actorul de teatru și film Răzvan Vasilescu este invitatul meu de astăzi la radio. Bună ziua și bine ați venit! Mulțumesc, draga mea, mulțumesc! Așadar, e adevărat că e ok și la 60? Era ok dacă nu 64. Și era ok la 60? Era ok, pentru că între timp am... Uite că nu vreau să-ți ascund nimica, de ce aș ascunde. Între timp știi că am avut un infarct, ca să spunem pe românește. Da. A fost o treabă cumplită și acum, ca să spun adevărul, îmi doresc să fiu sănătos și, bineînțeles, mi-aș dori să mai fac multe filme, pentru că îmi place foarte mult să filmez. Nu vă gândați așa de mult la sănătate până atunci? Te rog să-mi spui pe nume, nu-mi place să vorbesc cu dumneavoastră. Bine. Te rog. Bine, nu te gândeai... Absolut deloc. Serios? Absolut deloc, am fost sănătos toată viața și infarctul ăsta m-a luat așa absolut... Prin surprindere. Total prin surprindere. Nici cel mai mic semn de oboseală, nici cel mai mic asta aviz lor care se vin să celor care se simt obosiți, da, și nu fac nimic. Da, am fumat 40 de ani și acum vine să mă duc la fiecare om pe care îl văd cu țigara în gură, îmi vine să mă duc să-i spun, nu mai fuma că îți face extraordinar de rău, te omoară. Dar știu că m-aș alege cu, o să-mi spună, du-te dracului că ești nebun. Că asta ai fi zis și tu înainte. Asta aș fi zis și eu înainte, da. În special la tine, la unul de vârsta mea, unul de 50 de ani, nu se răspune așa, dar un tânăr zice, du-te dracului. Da, totuși, dacă zici că ai fumat, bănuiesc că, mă rog, ai mai băut, ai mai făcut excese, nu poți zici că ai fost, da, așa, sigur, un... Da. Nu te-ai gândit niciodată că cu vârsta poate o să împățești ceva din cauza asta? Niciodată m-am simțit... Nemuritor. Nu nemuritor. Mm. Am avut o tinerețe extraordinar de frumoasă. Îți mai spun o treabă, a scris o doamnă, m-a rugat o doamnă, n-aș vrea să greșesc, Ileana, nu știu dacă Ileana vorbea, sau altcineva, nu, parcă nu Ileana vorbea, a scris o carte despre, m-a rugat să spun niște întâmplări mai vesele sau triste, care, dacă mi-aduc aminte, care mi s-a întâmplat mie firește, din comunism. Mă, și am stat să mă gândesc și, nu că sunt o nostalgie, bineînțeles, pentru că am fost bucuros că a dispărut comunismul, ca o mică paranteză, nici democrația asta, știi că nu m-am gândit la nebunie. Da. Măi, dar... M-am gândit și nu mi-am adus nimic, nimic, nu mi-am adus aminte nimic trist din timpul comunismului. L-am întrebat și pe prietenul meu, acum este un doctor foarte bun în America, zic, mai de curiozitate, mă, ție ți s-a întâmplat ceva, ai vreo amintire? De trebuie asta, să povestești ceva de rău. De rău sau de bine, da. Mi-a fost absolut imposibil. Cartea a apărut în eternim fără mărturia mea, bineînțeles, dar aș vrea să spun că ți-am zis asta așa, că nu că a fost grozav. Eram săraci, cum se spune, dar să știi că au fost și niște lucruri extraordinare. Și astăzi merg până acolo și spun, am câțiva colegi care o să se supere pe mine acum foarte tare, dar sunt deja supra, să n-are nicio importanță. Merg până acolo și spun că cine spune că comunismul să se ducă dracului, bineînțeles că s-a dus dracului, dar a avut niște lucruri foarte bune, cu siguranță, și cine nu recunoaște lucrul ăsta, nu cunoaște istoria. Dar eu cred că toți oamenii care au trecut și prin comunism și trăiesc și acum în capitalism... Nu cunoaște istoria și nu cunoaște așa. Și cine... Și nu poți să spui că democrația este extraordinară, iubita mea. Nu poți să spui că democrația este democrația... Așa cum ne-am imaginat-o, așa cum ne-am imaginat noi în timpul comunismului. Democrația, pe vremea noastră cel puțin, era Kent și da. Led Zeppelin. Asta era democrația. De fapt, era Occidentul, asta era. Nu existau taxe. Acum văd că se vorbește așa cu nonșalanță numai de ce lefuri au asistentele în alte țări. Dar nu ne se spune, chiar și la jurnale, la televiziune, dar nu ne se spune niciodată ce curcul ar trebui să-l spună și ce întreținere plătesc asistentele alea cu lefurile alea și ce chirie și cât plătesc pe parcare, pe simpla parcare pe zi.
pe zi ca să-ți parchezi mașina în oraș, asta nu ni se spune. Ne spune numai cele fără asistentele. Și asistentele din România, vreau și o leafă ca asistentele din Olanda. În sfârșit, iartă-mă, n-am nimic cu asistentele, n-am nimic cu doctorii, să trăiască fiecare. Dar vorbeam apropo de ce a fost bine și în democrația, comunism, adică nu numai... Democrația, fii atent, o chestie simpatică, democrația ar trebui să fie mai mult decât doi lupi și o oaie, votând, ce să mănânce ei, ce să aibă ei pentru masă în seara respectivă, știi? Cam asta e cu democrația. Bun, despre ce vorbeam? Noi ți-am făcut așa o scurtă prezentare din câteva replici. Dar există o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. Și să știi că începe un cronometru așa, țac, 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 și când începe, zici tu ce ai vrea să zici despre tine, cum te-ai descrie tu în 20 de secunde? Uite, ia, fii atent, că începe. Stai. Autobiografia în 20 de secunde. Acum. M-am născut, trăiesc, am avut o copilărie fericită, o tinerețe foarte fericită, sunt extrem de fericit că printr-un miracol am intrat la teatru și fac, mai joc încă în filme și în câteva piese de teatru, lucruri care îmi place la nebunie și sunt fericit că mai trăiește mama. Gata! Și nici nu s-au făcut 20 de secunde. La Ploiești ai născut, nu? M-am născut la Buzău pentru că părinții aveau acolo pe părinții lor. Uh-huh. Dar după aia ne-am mutat la Ploiești pentru că tata era profesor de matematică și îmi preda la Caragiale, unde l-am făcut eu în Ploiești. Caragiale liceu, Caragiale un liceu, o clădire splendidă, cu niște profesori extraordinari, extraordinari. Erau profesori serioși pe vremea aia, lucru pe care am mai avut norocul să-l mai prind. Noi, eu nu fac nicio critică, deși îmi place să critic, sunt extrem de rău și de critic. Trebuie să recunosc lucrul ăsta și aș vrea să fiu extrem de rău și de critic și cu mine. Așa că să nu mă menajezi și sper să nici eu să nu mă menajez, dar să ne ajungem acolo. Mă, și am avut norocul să am niște profesori buni la Institutul de Teatru. L-am prins pe Octavian Cotescu, care a fost un profesor excepțional de bun și îl pomenesc și îi spun noapte bună în fiecare seară. Dacă te gândești la copilăria ta, te gândești la Ploiești, nu? Adică acolo ți-ai trăit copilăria. Și pe acolo, acolo copilăria la Buzău, mai bun, ne jucam, erau strădi astea neprăfuite, așa, ne jucam în spatele casei. Erați mulți copii pe afară? Adică aveați gașcă de-astea de copii? Nu eram, nu eram gășcos, nu eram gășcos. Nu? Nu. Mama a fost casnică și a avut grijă de noi și ne punea să învățăm. Și... și nu vă dădea voie afară la joacă? Nu, și din cauza asta nu ne-a trimis în nicio tabără, nicio de-asta, și din cauza asta nu sunt sociabil și nu-mi plac lucrurile astea. Da, cu siguranță. Cred. Dar tu ți-ai fi dorit să ieși? Adică ți-amintești că vrei să ieși și zicea mama, nu ieșiți? Cred că da, cred, poate mi-aș fi dorit, dar chestia asta cred că a fost legată mai mult de bani. Era numai o leafă, tata era cu matematica, era foarte, foarte pasionat de matematică. Acum, nu știu dacă pasiunea pentru teatru, am luat-o de la pasiunea lui pentru matematică, știi? Adică, cum ar veni pasiunea în sine. Dar muncea toată ziua și, vezi, din economiile alea, făcea și meditație adevărat, și din economiile alea a reușit să-și facă o casă, pentru că noi stăteam singuri într-o cameră, stăteam patru oameni. Erați la casă sau la bloc? La casă. Casa acum s-a dărâmat, mai trei pe acolo și am trecut să... Când mai am spectacol, pe la Buzău, acolo am fost să văd și casa bunicilor mei, dar mă, este ca și cum ai muri. Da, e îngrozitor să nu mai există casa în care experiența asta, ca și cum ai muri și te aduce cineva înapoi după, să zicem, 100, 200, 300 de ani. Dar eu visez casa bunicii mele înapoi, care s-a demolat, visez înapoi, și acum. Se poate, asta este altceva. Știi? Dar dacă te duci acolo și nu mai vezi locurile alea, nu știu dacă e groaznic, dar te întrebi dacă ai mai vrea să te aducă înapoi cineva după 100 de ani după ce ai murit. Și te întrebi ce caut eu aici? Că nu mai am ce căuta. În sensul că cum ar veni, nu mai e pe nimeni, nu mai e casa, nu mai e... probabil că o să fie... o să arate cu totul altfel peste 500 de ani. Mă gândesc că Bucureștiul, iartă-mă că fac țesar de la un alt, dar are importanța asta, e că nu este... Da. Mă gândesc că Bucureștiul ăsta, care știe toată lumea că nu vreau să... Numai se înjură la noi, știi? Numai se critică, numai se... e o prostie. Dar Bucureștiul ăsta care arată destul de urât, din multe motive care s-au spus de ani și ani de zile, dar nu s-a făcut nimic, pentru că este, cred că, o mafie bine organizată urățeniei, cred că numai în urma unei calamități, care bineînțeles că n-aș vrea să se întâmple, că s-ar putea să mi se întâmple și mie, mă gândesc la un cutremur fantastic care rade Bucureștiul, îți dai seama, din temelie, și numai atunci că vorbeam, și numai atunci s-ar putea construi altceva. Și... Da, acum depinde cine îl reconstrui. Draga mea, asta că și dacă îl reconstruiesc
Unii care ar face niște clădiri oribile? Nu știu dacă asta este o scuză, știi, asta este o scuză pentru urățenia care este acum. În sfârșit, nu sunt... Dar mama v-a povestit vreodată despre ziua în care v-ați născut? Cum era sau... Nu, draga mea, n-am stat niciodată de vorbă, Noi eram o familie care să mâncăm împreună. Nu erați? Nu eram o familie de care cum? Să luăm dacă masa. Dacă era mama era casnică, nu mâncați toți acolo la masă sau... Nu? Rar, extrem de rar. Tata își vedea de problemele lui, venea repede mânca, noi cine știe ce făceam, n-am... Adică nu erați așa să vorbiți orice cu părinții, niciodată, nu știu despre... Niciodată. Nu? Nu. Dar dacă aveți, nu știu, când erați tineri, nu știu, aveți și voi prietene, iubite, vorbeați cu mama, cu tata despre asta? Niciodată. Nu? Nu. Și nici mai târziu? Adică ați fost așa, cumva ați avut subiecte tabu? Nu știu dacă erau tabu, dar n-am vorbit niciodată. Cu fratele meu, la care țin foarte mult, nu cred că am vorbit vreodată ceva, vreo trei fraze intime. Dar nici el cu tine și nici tu cu el? Sau absolut. El se deschidea și tu erai închis? Nu, n-am vorbit niciodată. Suntem firi total opuse. Dar boacă ne făceați împreună, măcar mergea și voi la, nu știu, făceați... Ne îmbrăcam, am făcut niște boacă, nu-mi e și rușine să spun, erau părinții plecați, mai plecau câteodată pe la câte o... Nu era petrecere, că nu erau petrecere părinții mei, dar se duceau pe la niște... În vizite. Așa, în vizite, ăsta e cuvântul, în vizite. Și voi dădeați foc la casă. Dacă mă lași să spun, ne îmbrăcam în... cum se spunea pe vremea, capoade, cum naiba se spunea, că nu erau halate, erau niște capoade de astea colorate din mătase, ne îmbrăcam în ele și o făceam pe ducere de alba, eu eram ducere de alba și el era, nu știu ce, conte de nu știu ce, și odată mama s-a întors acasă și a găsit pe pereți, dedusen pe pereți cu, ce să mai evit cuvântul, rahat, dragă. Serios? Da, foarte serios. Dar de serios. Ce? Nu știu. Poate era vreun decor. Nu. Dedusen pe pereți cu rahat. Deci îți plăcea să joci de atunci, nu? Adică era intro... Nu cred că are legătură. Cred că toți copiii se păzi. Da? Deci făceați niște piese, voi înțeleg eu așa, că dacă erați costumați? Nu cred că are legătură. Dar el era mai cu minte sau? Adică tu aveai ideile astea extraordinare? Aveam și moacaia mai mult, toți îmi spuneau corean în copilărie. Aveam niște ochi care erau așa mai de corean. Acum nu mai dau seama dacă mai sunt. Și toți îmi spuneau coreanul. Și... Clar, îmi plăcea să... Cred că râdeam, aveam și ăsta prietenul meu din America, eram prieten foarte bun de atunci cu el și râdeam tot timpul, eram... Adică îți plăcea să-i faci pe alții să râdă? Cred că da. Sau râdeam, nu mai mi-aduc aminte exact. N-aș vrea să mă pun într-o lumină, știi, dar îmi plăcea să-i fac pe alții. Nu mai mi-aduc aminte exact. Da, există, nu știu, un gust sau un miros care te fac să ajungi imediat în copilărie? Nu știu... Da, există un miros care nu-mi dau seama care e acum, care mi-a duce aminte de casa bunicilor. Mi s-a întâmplat să zic, uite, asta mi-a duce de casa. Bă, parcă e ceva prin casă sau Gabi, nevastă mea, să dădea cu ceva sau cine știe ce a scos dintr-un dulap și zic, uite, asta mi-a duce de... Dar în rest nu. Și un gust, nu știu, ceva, o mâncare sau ceva care făcea o mâncare care o mâncare care îmi plăcea la nebunie și îmi place și acum, mă, este salata de ouă. Aia ouăle fierb 5 minute, le tai și le mănânci cu ceapă, cu ulei și cu lămâie, știi? Nu, uite că nu știu. Acum am aflat și eu de salata de ouă. E un fel de salată orientală, nu? Sau cum un fel, nu știu dacă e orientală. Stai, lași ouăle să fiarbă 5 minute, să fie tari, le tai feliuțe, pui ulei, ceapă de asta, pui, o tai așa, și pui ulei și doar lămâie. Și sare și piper, bineînțeles. Ia uite, o să mănânc asta. E grozavă și... Merg până acolo să spun că aveam obiceiul să ies cu scaunul la Ploiești, pe strada Bobâl, în anul 14. Spun că acum casa nu mai este, sau mi se pare că mi-a spus mama că a trecut pe acolo cu fratele meu și să face altă casă. Și stăteam cu scaunelul și mâncam pe stradă, pe trotuar. Nu-mi dau seama ce era în capul meu. Pe uite asta, că vrei să ieși probabil cu copiii și nu ți-au dat drum să ieși. Probabil o prostie. Și de-aia ai vrut să ieși. Da, mâncam să ieși și să mănânc în stradă. Da. Da, dintre părinți, care era mai sever? Mama era. Da? Da, mama era. Dacă mi-aș vedea de problemele lui... La propriu și la figurat? La propriu și la... era cu matematica tot timpul și mama s-a ocupat de noi și trebuia să învățăm. Da, să știi că n-a fost un elev, vă recunosc. Acum tinerii care nu învață nu-mi plac deloc. Dar nu am fost un elev strălucit. Dar la matematică erați bun și voi? Extrem de slab. Și fratele tău? Fratele meu era bun la matematică, era făcut relații economice internaționale și a trebuit matematica. Și ăsta cred că este un motiv pentru care a trebuit, într-un fel, să mă duc
către teatru, deși nu cred că... N-aveam nicio legătură cu matematica. Aș fi vrut foarte mult să fiu doctor. Așa. Cred că mi-ar fi plăcut foarte mult să fiu doctor. Un doctor bun, cred că mi-ar fi plăcut. Cred că mi-ar place și acum să fiu. Știu că se spune plăcea, dar nu mă interesează. Ideea e că să fii bun. Da, 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 da. Cred că și acum mi-ar place foarte mult să fiu un doctor bun. Cred că și acum. Dar uite că nu știu matematică, fizică și chimie și a trebuit să... Dar a trebuit să mă fac actor. Ce a să fac? Să mă fac actor. Da. Dar în vacanță mergeați pe la bunici? Unde mergeați și voi în vacanță așa? Mergeam la bunici în vacanță. Da? Mai mergeam cu tata, câteodată, numai eu cu tata și cu fratele meu, mai mergeam la mare. Și bineînțeles că știi că pe vremea aia, prin anii 70, mama era ocupată de germani. Da, mergeau la de club, nemți și de francezi. Da, 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 era ocupată și noi stăteam românii. Noi stăteam în gazde undeva pe lângă Constanța, pe acolo. Și da, odată am fost cu tata, culmea, la hotel, la Hotel Delfin, mi-aduc aminte și acum. Și erau niște francezi pe plajă și mi-a plăcut un... Avea un tractoraj de la din plastic, copilul lor avea un tractoraj din plastic și nu știu cum dracu m-au fi rugat de ei sau... Ai făcut vreun jumbușlup. Și francezul mi l-a dat mie și cu tractorajul ăla de plastic m-am jucat o mare parte din tinerețea mea, vreau să spun. Și unde mai e? Habar n-am, pentru că cu cititul vreau să recunosc că am stat foarte prost în liceu, foarte, foarte prost. Dar lasă că ai recuperat. Am recuperat, dar mă rog. Ce crezi că te-au învățat cel mai important părinții tăi? Nu știu să spun. Are Dostoievski o vorbă foarte frumoasă. Mi se pare că este lui, nu bag mâna în foc. Îl întreabă, zice, care e cea mai frumoasă amintire din copilărie? Și el spune, best education. Eu am citit-o în engleză, îmi cer scuze. Cea mai frumoasă educație. Cred că asta este și amintirea mea cea mai frumoasă din copilărie. Au avut grijă de noi. Mare, mare grijă. Ne-au iubit foarte mult. Ați rămas atașați unul de celălalt, frații? Sunteți apropiați? Țin foarte mult la el, la fratele meu. Și la mama, dar nu avem discuții de astea, ce faci, mamă, cum te simți, știi? Păi și ce vorbiți? Nu vorbim nimic. O întreb, uite, acum trebuie să mă întâlnesc cu eu, să mergem la un doctor de urechi, chestii de astea, normal, ajutoare de astea, sigur că da, sigur că da. Dar n-ai simțit niciodată nevoia, nu știu, să te destăinui sau nu știu, n-am să întreb lucruri mai profunde, mai ales acum, știi, când ajungi la o vârstă, nu știu, da, mi se pare că... Mi-e rușine să fac astfel de mărturisiri. Da? Da. Bine, atunci să știi că eu stăpun să ascult și a zis fratele tău. Cum te descrie el așa cum erai tu mic? Ia! El era cu cercul lui de prieteni. În liceu se închidea în garaj ca să învețe să dea la teatru, să nu tulbure nimeni. Așa? Și la școală mai juca în fel de fel de piese, avea Chemarea de mic în el. I-a plăcut foarte mult să citească nu numai cărți despre teatru, dar și despre actori, despre oameni mari. Literatura i-a plăcut lui foarte mult. Și a învățat destul de binișor și din străine, franceză, engleză, citind cărți în limbile astea. Dar era un copil cu minte sau făcea năzbâtii? Păi... mai lua țigări de la tata, fără să vadă mama, mai mergeam la petreceri, ca toți băieți. Care credeți că sunt, nu știu, calitățile lui cele mai importante? Cred că seriozitatea în profesie îl face să fie apreciat. Deși el pare un om așa mai distant, în interior este un tic foarte... Ok, să zic așa. Și ce îl supără? Ce credeți că îl supără pe lumea asta? Cred că ne supără pe amândoi aceleași lucruri. Prostia din jurul nostru. Dacă ați vrea să-i transmiteți un mesaj, ce i-a spune? Pentru că o să vă asculte la radio. Oh my God. Dacă mă ascultă, o să-i spun doar keep going. Cum ai vorbit cu fratele? La telefon. De unde știi? De cum ai dat de el? În sfârșit, l-am găsit. Ai fost la grădiniță? Am fost la grădiniță, mi-aduc aminte ghiozdănel cu care mergeam, sandwich-urile pe care le punea mama. Mi-aduc aminte că fundulița aia și aveam un Spielhosen din ăla. Așa. Acum, că elevii nu mai sunt în uniformă, mie nu-mi place lucrul ăsta. Unul arată groaznic, trebuie să recunoaștem. Da, adică, trebuie. Da, cu niște, cu blucii aia tăiați și cu... arată extrem de
prost îmbrăcați, ce să mai lungim? Și plus că părinții sunt obligați să le ia tot timpul niște haine, adică ai, n-ai trebuie să arată iei niște foarte haine. Prost îmbrăcați și uite-te la englez, pe care noi cunosc foarte bine, sincer, n-am prea multe legături, n-am nicio legătură cu Anglia, dar mă, faptul că țin la tradiție asta, mă, elevul este elev. În sfârșit, o să-mi spuneți că sunt bătrân, n-are importanță. Așa cum sunt elevi acum, arată oribil, n-are importanță. La grădiniță ziceați poezii sau nu știu, aveați serbări, ceva până la casă? Și ce zicea frate-meu, că de ce asta nu mi-aduc aminte. N-am jucat nicio piesă de teatru, am jucat oribil. Am spus o singură poezie în liceu și am spus-o groaznic. Da. Și m-am dus, mă interesam după atunci de... Era școala populară de artă la Ploiești, la Palatul Culturii. Pe vezi, deci te interesa. Mă interesa, dar asta de era deja prin clasa 11, 12, 10, 11. După la 5 ani am vrut să mă fac actor. Cum așa? Așa de vreme? Cred că după la 6-7 ani, ca să nu chiar 5. Cred că după la 7-8 ani așa. Și cred că o mare influență, cred că a avut emisiunea aia de filme de Etel Enciclopedia. Așa. Care era cu actorii americani din epoca de aur, cum se spune, și erau niște actori extraordinari și ne uitam, începea la 8 și stăteam pe scaunul în fața televizorului, aveam o rubină la alb-negru și stăteam la televizor în fața televizorului, pe un scaunel așa, stăteam pur și simplu ca un prost stăteam și mă uitam la filme și îmi plăceau foarte mult. Foarte, foarte mult. Credeam foarte tare, vreau să spun, credeam foarte tare că să-ți placă un film nu este niciun merit personal. Credeam foarte tare în poveștile alea astea, vreau să spun. Lucru care... Adică intrai în poveste foarte bine, nu? În poveste, da, credeam în ele și acum, pe măsură ce fac meseria, îmi dau seama că lucrul ăsta n-are nicio legătură cu meseria. Și mult mai târziu, acum nu vreau să-ți ascund nici lucrul ăsta, am observat cât de răi și de meschini și de răi sunt actorii și de egoiști. Și Urât din partea lor. Și când erai tânăr, credeai că sunt buni și nu sunt egoiști? Credeam că sunt buni. Nu puneam această problemă. Este o profesie în care e o concurență foarte mare, de fapt în toate, și poate că de asta devin așa, este nu? Este urât. Pentru că sunt convins că sunt și actori buni. Uite, de exemplu, poți să sau poate nu sunt destul de mari, că eu mă gândesc când ești totuși mare și ești conștient de valoarea ta, mai poți să fii așa? Sigur că da. Vreau să dau un exemplu. Eu nu știu cum s-a purtat Beligan cu alții, dar noi am jucat într-o piesă Amadeus prin 82. Și spun repede așa, cu vreo săptămână înainte de premieră, eram foarte intimidat de prezența lui Beligan. Era o personalitate uriașă. Da. Pentru mine pe vremea aia. Încă și pentru mine pe vremea aia. Acum, dacă stau să mă gândesc, avea vârsta pe care o am eu acum, extraordinar. Așa. Și eram intimidat de el. El sunt un om extrem de timid. Și o săptămână înainte, Cernescu, cu care suntem în relații foarte, sunt în relații foarte bune, de simpatie, ca să zic așa, Cernescu m-a avut, nu știu ce naiba a avut, curajul ăsta, neștiindu-mă deloc ca actor, în anul 82, când abia intrasem la Giulești, da, să-mi dea textul Amadeus pe care îl dusese din Belgia, mi se pare că el pe vreme mai făcea niște piese pe acolo, și mi-a dat, uite, rolul ăsta înaintea filmului. Și zice, uite, ia rolul ăsta, citește-l. Împotriva directoarei, sărăcuța nu mai e acum, Deleanca, am iubit-o foarte mult, Elena Deleanu, împotriva lui Deleanca, care vrea să-i dea rolul altcuiva, n-are rost să vorbim despre asta, și până la urmă Cernescu a insistat să-l fac eu. Habar n-având Cernescu de ce fel de actor sunt eu, nu știu cum dracu mi-a dat mie rolul ăsta. Ce să spun? Cu o săptămână înaintea premierei, mai pe scurt așa, m-a dat afară din distribuție. Cine? Cernescu. Așa. Am ieșit pe stradă, am plâns așa cum am plâns și când am căzut prima dată la institut. Dar de ce v-a dat afară? Pentru că eram că prost, nu jucați bine, pentru că eram prost, draga mea. Eram foarte prost. Adică în sensul că nu dădeam, era ce trebuia în rolul respectiv. Nu dădeam nimic. Uh-huh. Eram inhibat, eram timid, eram groasnic. Și am ieșit afară pe străzi, pe strada e regală, așa îi spune acum, nu știu cum îi spune. Aia, cum ești de la Odeon acolo. Da. Și am început să plâng, așa cum am plâns și prima dată când am văzut la institut, pentru că eram convins, nu știu de unde îmi venea convingerea asta, dar eram convins că locul meu este la teatru. Dar m-am pregătit prost în primul an, n-are rost să spun cu cine, pentru că era un om foarte bun, dar m-a pregătit prost și m-am dus, de aia spun, iar lasă-mă să spun, te rog, dacă avem timp, că uite, ziceam că o să-ți vorbesc despre mine, dar uite că îți vorbesc despre mine, l-am găsut în capcana nenorocită de a-ți vorbi despre mine. Și m-am dus
La Neata, la Neata Vieșei, spuneam noi, la Cotescu, tata a scris scrisoare fără să știu eu. Asta atunci cu intrarea la facultate. Cu intrarea la facultate. După ce am găsit prima dată, da, m-am dus pe stradă și am nimerit la un spectacol la Grădina Icoanei. Am uitat ce spectacol, unde jucau niște studenți. Bă, și jucau atât de prost că iar am ieșit din teatru și am început să plâng. Zic, dacă ăștia sunt studenți la teatru în anul 4, este imposibil că eu să nu intru la teatru. Este imposibil. Ăsta este locul meu la teatru. Și mă duceam la Neatavi, veneam cu trenul, special când avea scrisoarea pierdută, și îl așteptam să mă asculte și pe mine. Că deodată îmi spunea, auzi, veneam cu trenul și îmi spunea, pur și simplu venind la teatru, îmi spunea, n-am timpul, să te ascultați. Și mă duceam înapoi la Ploiești. Dar tu cine ziceai că ești așa? Bună ziua, sunt un băiat, sunt un băiat de la Ploiești, am venit și eu să mă ascultați. Și el asculta. Adică zicea, n-am timp, dar până la urmă ascultați, sau cum? Da. Și tatea odată a scris o scrisoare, fără să știu eu, domnule profesor, sunt și eu profesor de matematică, nu știu ce a scris acolo, vă rog, fiul meu, frate, de la teatru, dacă vreți să-l ascultați. M-am dus la Neatavi, m-a așteptat el odată la scrisoarea și zic, domnul Cotescu, vreți să mă ascultați și pe mine? Vino, dragă puiule, încoace. M-a băgat în teatru la Izvor acolo, era... La Bulandra? La Bulandra, acolo, la o sală. Și zice, mi-a scris, stai că tu o scrisoare, faptul că e profesorul mi-a mai dat inima, dar dacă îți imaginezi că... Asta contează, nu? O să intri la teatru cu pile, să știi că te înșeli, pentru că nici eu l-am intrat cu pile, să știi că n-am prejudecăți, dacă ești bun o să intri, dacă nu, nu. Și m-a pus să spun ceva. Da. Dragă, și-am spus niște tâmpenii, un monolog din Scapin, o părticică din monolog din Scapin, în care mă prosteam îngrozitor, dacă mi-aduc aminte perfect cum am făcut. Și cred că dacă ar vine un tânăr acum la mine să-mi spună că vrea să dea la teatru să-mi facă chestia, că spune ieși afară. Păi și Cotescu ce a zis? Asta mi-a spus, dragule, tu ai un fizic, tu nu ești piersic. Care nu te ajută. Da, tu nu ești piersic, lasă-l pe piersic să spună nu știu cum. Da, fante de obor. Mie piersic nu mi-a plăcut, vreau să spun o treabă legată de piersic, nu știam despre ce vorbeam. Mie piersic nu mi-a plăcut când apare la televizor și spune bancuri, dar vreau să spun despre el ceva, că l-am iertat pentru toate aparițiile cu bancul la televizor, pentru că știe să spună versuri fără la naibii să fie. Este unul dintre puțini actori care mai știu să spună versuri, pentru că este o știință a spune versuri. Te rog să mă crezi, și mi-a plăcut foarte mult el bun. Deci sunt la Cotescu, așa? Cotescu. Și zice, tu nu ești piersic, lasă-l pe piersic să spună frică, fante de obor și nu știu cum. Tu ai ochii ăștia, tu ai moaca asta, trebuie să spui altceva. N-am prejudecăți, găsește pe cineva să te pregătească și... Revino. Mă, și am avut norocul să dau peste Mihaela Juvara. Era o actriță la Teatrul Bulandra, probabil neprea cunoscut de nimeni, care m-a pregătit excepțional de bine și ei vreau să spun că îi spun noapte bună în fiecare noapte. Excepțional de bine m-a pregătit, pentru că mi-a găsit așa... Da, ce era potrivit pentru tine. Ai înțeles. Și am avut norocul să intru și nu vreau să mai laud pe ei acum, dar vreau să spun că am avut mare noroc cu Alexa Visarion. Stai, nu zice de Alexa. Nu zic. Că n-am terminat povestea cu Beligan, că vreau să-mi termin aia cu Beligan. Dragă mea, deci pornisem de la faptul că sunt ca actorii ăștia care sunt egoiți și mari și nu știu ce. Da, și sunt meschini și sunt penibili. Și ai început să-mi spui povestea penibili, cu Beligan. Sunt penibili. Și deci ce s-a întâmplat cu Beligan atunci? Da, să nu te miști pe replice. Vai, groazni, sunt penibili. Deci erai stresat de faptul că era Beligan în... Eram foarte stresat. Regizorul a zis că nu ești bun, te-a dat afară, ai plecat afară. Cernescu, sărăcuțul. Neavând ce face și el, și-a luat pe alt actor și mi-a zis, stai în sală și... Vezi cum se face. Și Beligan, săracul, mama, ieșeam în foaier și Beligan spunea, stai, dracu, aici, că n-ai niciun rival. Mă, și m-a ajutat, zice, intră din nou. M-a ajutat și mi-a dat exact, îmi spunea, exact, uite, fă cu mâna așa, acum fă un pas, acum ridică mâna așa, acum spune replica așa. El mi-a făcut rolul. După care am devenit prieteni, ca să zic prieteni, am mult spus, păcat, Beligan nu cred că avea niciun prieten de fapt și el era absorbit. Draga mea, Beligan a fost important în viața mea pentru că i-am citit jumătate de bibliotecă, e adevărat că multe erau de-astea, cum se cheamă, Serimar, al lui Marica, al lui Belgian, al lui nevastă sa, dar apropo de limbi străine... Și apropo de faptul că, uite, poți să fii un actor mare și de valoare și să-i ajuți pe ceilalți să nu fie egoist. Asta și, era da, de la ce am plecat. Da, dragă mea. Asta a fost o mică lecție, pentru că nu de-aia sunt. E și fiera care contează. Și el m-a întrebat, mă, tu ai auzit, mă, vreodată la repetiții la Amadeus, mă, tu ai auzit de Peter Hall, mai auzit? Zic, n-am auzit, maestre. Era și foarte cult. Era unul dintre actorii cei mai citiți. Citise tot, dragă mea. L-am prins. Hai să-ți mai spun o istorie, te rog, despre Beligan, care îmi place foarte mult. Are un teanc de asta, acum în sfârșit nu mai are. Ce penibil că s-au luptat pe casă, urât au făcut. Avea
O bibliotecă. Piese de teatru. O bibliotecă, avea biblioteca, era mare. Mm. Dar avea un desta, un dulap de ăsta și numai cu piese de teatru, mm-hmm, și îi luam 10 de piese de teatru. Nu-mi plăcea aproape niciuna. La, nu te pricep, dragă. El avea câteodată niște cusuri de astea mai așa, mai... mi-a dat niște piese care se zoacă chiar așa. M-au, de exemplu, hai, de ce să nu spun, dacă tot n-a părut linia adevărului și l-am lăudat pe piesic, pe bună dreptate, din toată inima, mi-a asta Străinii noapte, draga mea. Nu-ți place. Oh. Așa, numai atâta să spun despre asta, pentru că aș putea să spun mai multe. Și l-am prins și zice, ți-au plăcut, mă, piesele, ia zi-mi. Zic, maestre, asta, așa, asta oare despre ce e? Să uite la copertă și începe să-mi povestească exact despre ce este vorba în piesă. A citit toate cărțile pe care le avea în bibliotecă. Citea, recunosc. Și crezi că te-a ajutat asta? Adică ți-a dat și ție gustul ăsta hai de a citi că, sau da, de a hai să zic descoperi, așa, nu? Hai să zic, mi-a pus cartea în mână. Uh-huh. Hai să zic, mi-a pus cartea în mână pe care n-am mai lăsat-o de atunci. Și îmi place foarte mult, recunosc că să citesc în engleză și în franceză. Lectura în engleză se datorează foarte mult și faptul, datorește cum se datorează foarte mult și faptul că din anii 90 mă duc la prietenul meu, la ăsta din copilărie, Pancu Ion este, îl cheamă, este un doctor foarte bun acolo, o duce foarte bine. Și vrei să vorbești engleză? Nu vreau să vorbesc, o să râzi. Nu vreau să vorbesc deloc engleză, dar el și lui îi place să citească foarte mult și am venit de fiecare de acolo cu multe cărți și acum... Cititul în engleză la mine este așa... Normal. Absolut normal. Da, da, zici că nu citeai în liceu, dar altceva ce făceai? Nu știu, erai... Adică ai fost un adolescent ăsta rebel sau erai cu minte? Nu eram deloc rebel. Nu? Nu, mă jucam, iubita mea. În liceu? În liceu am adică uitat. 14, 15, 16. Nu mai știu că minte ce făceam. Adică nu, că zici că nu erai așa cum ieși tu, dar zice frate, tu că mergeați la petreceri totuși. Eram, întreagă, nu erau petreceri. Dar ce erau? Niște era ceaiuri. Era perioada aia cu ceaiurile și cu muzica aia fantastică. Și dansai? Ne prosteam ce era dansat, nici nu se punea problemă. Dacă ne sărutam vag, dacă... Ah, da, te plăceau fetele? Câteva, da. Eram simpatic, trebuie să recunosc că eram deci simpatic. Deci te plăceau fetele? Câteva, dar erai da? Tot timid și cu ele sau... Eram timid. Deci nu făceai primul pas să le inviști tu la un dans? Mi-era rușine. Le scriești o poezie, ceva? Nici vorbă de așa ceva. Și cum făceai? Așteptai să vină ele? Așteptam. La unele am așteptat și nu au venit niciodată. La unele am așteptat și nu au venit niciodată. Păi și de ce nu le-ai căutat tu dacă ai văzut că nu vin? Sunt prea timid. Aoleu. Dar ți-aduce aminte că ai avut așa o iubire în liceu? Am avut mai multe. Mă îndrăgostesc foarte ușor. Serios? Da, de ce să te mint? Da, și acum, recent. Acum dacă văd o fată frumoasă, mă îndrăgostesc de ea. Așa pur și simplu pentru că e frumoasă? Pur și simplu pentru că adică frumoasă. Ce îți place la o fată, la o femeie, da? Da, frumusețea. Și după aia mai contează ceva? Dacă stă cu căștile în urechi tot timpul, relația dintre noi, să asculte muzică, sau să vorbească la telefon, relația dintre noi ar fi imposibilă. Indiferent de cât de mulți bani ar avea. Ar fi imposibilă. Îți place să comunici, înțeleg? Nu. Acum place liniște, dar asta e altceva. Sau să fii atentă la tine? Nu, niciun caz. Spune-mi, pentru examen, după ce ai făcut pregătire și ai intrat, da, ai avut profesori care poți să spui că ți-au, nu știu, ți-au fost mentor sau te-au făcut să... Mentor e un cuvânt care nu... Descoperi mai Alexa, mult sau cum Alexa Visarion, am făcut o bucată cu el, el m-a găsit foarte bine, Alexa, am făcut o bucată de Mazilu frumos în septembrie la Veneția, care după aia mi-a dat alte roluri în institut deja, pentru că Alexa Visarion după aia m-a ajutat extraordinar de tare în viață, pentru că el m-a luat de la teatru din Turda, unde trebuia să fie un repartizat obligatoriu, și vorbise cu Deleanca, hai dragă să-l luăm pe ăsta. Care era la Giulești. Care era la Giulești, să-l luăm pe ăsta, pentru că el m-a adus în București, ca să zic, a avut un rol foarte important. A avut flair. Da. Nu știu dacă a avut flair, nu știu dacă se cheamă flair. Bine. Așa s-a întâmplat. Fă o pauză atunci, ca să știi că am vorbit și eu cu el. Ia să vezi. Dragul de el. Îl cunosc pe Răzvan Vasile din anul întâi, când am optat pentru el în clasa pe care o conduceam împreună cu Leopoldina Bălănuță. Mm. Răzvan Vasilescu era vedeta respectată a clasei. Ce credeți că ați văzut imediat la Răzvan? Ceea ce nu se vede cu ochiul liber. Am văzut la Răzvan un anumit tip de structură interioară bogată și tainică, puterea de a exprima laconic lucrurile care de obicei în România se joacă zgomotos. Am mai văzut la Răzvan capacitatea de a gândi în timp ce joacă, de a crea o regie a rolului, o regie care se referă cu precădere
la semnificații prin cuvânt, dincolo de cuvânt. Ca prieten cum este? Cum este să-l ai prieten pe Răzvan Vasilescu? Răzvan Vasilescu are personalitate și atunci prietenia lui nu e plină de pitoresc. E o prietenie adâncă și o prietenie care cheamă la un anumit tip de comunicare privind reflecția legată de profesia de actor, de regizor, de teatru, de film, de cărți. Dau cu el din când în când un pahar de vin bun, nu ne pierdem, nu devenim prieteni prin paharul de vin, ci prieteni prin faptul că putem vorbi despre lucruri care ne sunt comune. Aveți o întâmplare dragă, nu știu, care vă vine în minte când vă gândiți la el, prin care ați trecut împreună? Mi-aduc aminte că atunci când l-am adus în Teatrul Odeon, la un moment dat, Răzvan fiind student și repetând pentru prima dată cu actori care erau deja consacrați, Dorina Lază, Florin Zanfirescu, Radu Panamarenco, Aristide Teică, Răzvan vorbea plin de fiiciune, așa, dumneavoastră, nu vă supărați, aș putea să cu colegii din scenă. Până când într-o zi Florin Zanfirescu i-a spus: Răzvane, totuși nu e diferența atât de mare de vârstă, acum suntem împreună, vine pe nume. În care Răzvane a spus: chiar mă, ce era prostia asta să vă spun mereu cu dumneavoastră? Treci mă, Florine, acum lângă mine. Aveți un mesaj pe care vreți să-l transmiteți pentru că o să vă asculte la radio. Îi spun lui Răzvan să reziste la toată vânzoleala asta din jur, la tot amestecul ăsta de idei inovatoare, între ghilimele, care nu sunt altceva decât pervertirea substanței interpretative, să-și iubească cum și-a iubit până acum profesia și să nu cedeze la, ce să spune așa, domne, dacă n-ai succes de public, nu te cunoaște nimeni. Te cunoaște cine trebuie. Deci să-l cunoască cine trebuie. Mulțumesc foarte mult. Cât de mult crezi că e important să ai talent și cât de mult este să ai școală de actorie? Amândouă sunt importante. Cred, la vârsta asta să zic, cred că totuși teatru poate să-și învață mult. Adică poți să nu fii foarte talentat, da, și dacă înveți să devii Cred că sunt multe lucruri care se învață. Cred că sunt multe lucruri care se învață. Le poți învăța de la cineva care știe. Și poți să fii și, nu știu, un actor, adică să ai foarte mult talent și să nu fii făcut școală? Piersic ar putea să învieți, că acum nu, că mă iau de piersic sărac. Nu ne-am întâlnit în viața noastră. Serios? S-ar putea să nici nu știe ce sunt, asta nu mă interesează. Piersic ar putea să învețe pe alții. Ceea ce mă, ca să zic așa, intrigă până la revoltă, dar despre chestia asta s-a mai vorbit și n-am de gând să... Nu o să rezolv, vreau să spun. Este că la Institutul de Teatru, unde în Suedia Bergman era rector, la Institutul de Teatru la noi, în loc să fie profesori, câțiva actori excepționali care au mai rămas, sunt cu totul și cu totul alții. Piersic ar putea să învețe pe tinerii ăștia, și nu numai el, cum să recită în primul rând niște versuri. Alt actor ar putea să spună cum să face altceva în teatru. După aia te dezvolți tu, crești tu, sau faci tu, sau nu mai faci. Dar niște actori care au mai rămas foarte buni, nu sunt profesor la institut, lucrurile mă revoltă. Dar sunt pentru că nu sunt lăsați să fie, sau poate pentru că nu-și doresc să fie? Nici nu prea au fost lăsați să fie. Nici nu prea a fost, pentru că există un confrerie de mecontan acolo, bine sudată. Adică, credeți că mediocritățile se adună cumva și se strâng? Nu vreau să folosesc cuvântul ăsta, invita mea. Nu vreau să folosesc cuvântul, ei așa și noi suntem mari. Nu vreau să spun asta, dar vreau să spun că sunt niște actori excepționali, o să-mi spună niște voci idiote, că nu-i totuna să fii profesor cu să fii actor. Nu e adevărat. Un actor foarte bun nu va spune niciodată o prostie unui tânăr. Măcar că îl vede cum face, nu știu. Despre meserie, bineînțeles. Se fură cumva și meseria asta, nu? Da, ce să mai vorbim? N-are rost să vorbim, pentru că nu știu cine s-o poate, nici măcar nu știu cine. Dar ți-ar plăcea să le predai studenților? Am fost pe acolo, dar m-a certat Florina, să-i dau și numele, m-a certat Florin Zanfirescu, că i-au spus studenții că, băi Răzvan, studenții nu sunt plațini să faci tu ce vrei cu ei. Eu făceam cu studenții ceea ce a făcut Ciulei, draga mea, cu noi. Adică ce? Adică intram în clasă și spuneam, era o perioadă, e pe vremea când eram eu, am fost
aproape un an pe la școală, am uitat exact în ce perioadă, erau vreo 70 de studenți, câțiva dormeau pe jos pe acolo pentru că aveau meserii ca să-și cumpere mașini și nu vreau să fac mișto de ei, dar dormeau pentru că aveau alt servici. Noi stăteam la cămin, bine mersi, și ne-am simțit foarte, foarte bine, dar ei mai dormeau pentru că aveau noaptea servici, erau obosiți ca să își plătească garsonierele sau apartamentele sau nu știu cum. Asta e treaba lor, nu mă interesează, bineînțeles. Erau vreo 70 și într-o perioadă scurtă de timp eu trebuia să răspund, hai să zic, în fața Florin, lui Florin, care era șeful meu, ca să zic, la școală, și trebuia să spun ce am făcut cu studenții. Și intram în clasă și într-o perioadă v-am zis că trebuia să fac nu știu câte bucăți cu vreo 70 de studenți și nu aveai timp să faci lucrul ăsta. Și nu aveam timp de dat biscuiți, de dat ciocolată, de întreba dacă e cald la cămin, de întreba care e viața ta, ce mai faci tu. Intram și exact cum intra Ciulei la grădina Icoanei acolo pe la spectacol, Coragio, atâta ne spunea, Coragio, și începeam repetițiile. De la el o să țin minte lucrul ăsta, nu glumiți că pierdem timpul. Nu mai glumiți că pierdem timpul la repetiții. Crezi că nu mai sunt, adică poate nu mai sunt destul de pasionați? Poate că ar trebui să înțeleagă că asta e o profesie de pasiune? Nu vreau să intru în psihologia lor, nu mă interesează. Este o distanță imensă. Nu că nu mă interesează, m-ar interesa odată ce aș face treabă. Dar asta este o meserie serioasă. Ceea ce poate că nu dau seama, nu vreau să vorbesc în numele lor, dar ceea ce este clar este că asta este o meserie la fel ca și medicina. Cum pentru medicină înveți tomuri și tomuri întregi și doctorii ar trebui... Și nu mai poți să ai un second job în timp ce ești student la medicină? Eu cred că nu prea. Uh-huh. Eu cred că nu prea. Și asta este o meserie în care trebuie să citești, pentru că, în primul rând, lectura se vede, firar al dracului să fie, se vede pe față. De cum intri în scenă, se vede. Dar poate că atunci actorii se citește în ochii tăi. Pentru ei era suficient faptul că primeau niște aplauze și că erau buni și acum copiii ăștia de care vorbiți se gândesc, pentru că așa e, nu știu, așa se întâmplă lumea asta în jurul lor, se gândesc mai mult la și cât o să câștigăm și unde o să locuim și dacă avem mașină și dacă avem bani de vacanță și nu știu ce, poate că de aici vine asta? Nu vreau să răspund la asemenea întrebare, este treaba lor. Uh-huh. Să facă ceva. Dar n-ar trebui să fie așa, am înțeles. Nu ar trebui să fie așa deloc. Ați început să jucați din timpul facultății, nu? Din timpul facultății, draga mea, iar am avut norocul, am avut mult noroc în viață, să știi. Mult noroc. Și faptul că am intrat la teatru, să știi că pentru mine este încă un miracol. Deși îți dai seama că ai talent. Nu știu dacă am talent. Adică dai seama că ești bun și că aveai niște calități. Hai să zice că nu sunt foarte rău. Câteodată pot fi groaznic. Da. Am făcut vreo 2-3 loruri, 4-5 la Bulandra, oribile. Îmi pare extraordinar de rău. Vreau să-mi cer scuze în fața spectatorilor. Și eu îmi cer scuze în fața spectatorilor. Am făcut câteva roluri oribile, deosebit de proaste. Trebuie să recunosc lucrul ăsta. A treia țeapă, uriașii munților. Pe vremea când, hai domne, că l-aducem pe Răzvan Vasilescu, care este, cred că s-a uitat la mine, cine mă ăsta, mă? Eram groasnic, într-adevăr. Dar am făcut și vreo două roluri frumoase. Ce m-ai întrebat? Că dacă ai început să joci din timpul facultății. Măi, am avut noroc cu asta, spuneam. Am avut noroc cu... ca în urma rolului la frumos pe care mi l-a dat Alexa în Frumos în setul la Veneția, mă să ne ia Cătălina în spectacolul Romeo și Julieta. Cătălina Buzona, iubita de ea, mi-e atât de dragă, într-un spectacol Romeo și Julieta, cu care trebuia să plecăm la Durham, în Anglia, la un festival de nu știu ce, și a trebuit să facă spectacolul în 16 zile, pe vremea comuniștilor care ne-au lăsat. Dar aș vrea să fie lucrul ăsta foarte clar, n-am nici cea mai mică nostalgie cu comunismul, când am spus lucrurile pe care le-am spus mai înainte. Nu sunt deloc nostalgic, Dumnezeule, din potrivă, dar a avut niște lucruri foarte bune. Singurul lucru care era insuportabil era, într-adevăr, securitatea. Și faptul că nu puteai să vorbești și nu puteai să călătorești, să ieși din țară, astea erau, de fapt, au fost oribili, problemele. Au fost oribili și ăștia au dispărut. Și sunt oribili în continuare, bineînțeles. Deci Cătălina Buzoianu, a trebuit să facă spectacolul ăsta în 16 zile, am repetat dimineața și seara, i-a ieșit un spectacol, e adevărat că trebuie să recunosc acum. Că ai fost bunicel. Eram toți foarte buni, dar este meritul ei 95%. Ne-a lăsat să facem toate prostiile, făcuse Mircea Florian o muzică excepțională pe care o țin minte și acum, făcuse Elia Manțoc niște costume excepționale, lasă-mă să spun ceva, te rog, din suflet, legat de chestia asta, ajungem acolo la Durham. Spectacolul a fost excepțional.
ajungem la Durham și se uita, când am ajuns acolo, era prima dată în viața noastră, am intrat într-o universitate, într-un campus. Durham este un fel de campus de universitar, așa, cu biserici de alea englezești, splendid. Ca în Harry Potter. Oh, splendid. Nu știu Harry Potter, că nu-mi place. Și ajungem acolo și primul, am ajuns la 5 dimineața așa și primul loc care l-am făcut, am intrat în barul ăla, în bufetul ăla studenților, a fost să ne dopăm buzunarele, cum să zicem, fundăm buzunarele cu gumă de... Era prima dată în viața noastră când vedeam atâtea culori, draga mea, de gumă de mestecat, așa de biscuiți, și eu. Înțeleg niște prostioare. Eu mi-am băgat foarte multe buline din alea în gură și nu mai puteam să mestec, erau prea multe și nu mai puteam să-mi mișc gura. Culorile ne-au nebunit și când au venit studenții a doua zi englezii dimineața și au văzut golul ăla din rafturi, au zis, vă rugăm frumos să le puneți înapoi, pentru că astea trebuie să le plătim noi și nu știu cum. Am pus ceva înapoi, bineînțeles că ne-au privit după ca pe niște țigani. Mai de asta am vrut să spun special, că după ce am jucat Romeo și Julieta, au venit la noi fetele, am făcut cuceriri, draga mea. Uite, îmi fac cruce, deși nu știu dacă se vede, uite, pe mine că se vede, deși nu prea sunt cu crucile. Și? Deci au venit fetele buluc? Au venit fetele și fetele Grupiți. Frumoase. Au venit fetele frumos la noi și îți spun, nu mai puteam să scăpăm de ele și de ei. Îți dau cu, îți jur... Cum s-ar dar să nici nu vroiai să scapi. Nu mai puteai să scapi, dar nici nu vroiai să scapi. A avut un succes și am jucat în română, bineînțeles. Adu-mi aminte ce mai vreau să spun, despre ce mai vorbeam. Dacă ai început să joci din facultate și ai zis că ai jucat întâi acolo și că pe urmă ai făcut Romeo și Julieta. Și după aia m-a luat Alexandru Spiridon, a făcut Noaptea furtunoasă și aș vrea, dacă nu se supără Alexa pe mine, așa cum cred că Ogășanu Virgil a închis Malvolio. Închis, asta e o vorbă care este unui actor între noi. Adică nu l-a făcut nimeni mai bine după aia sau ce? Nu l-a făcut nimeni mai bine după aia. Așa că am pretenția să spun că și eu am închis Spiridonul, l-am mai văzut la nimeni, a făcut atât de bine. Ai mers cu teatru și cu film în paralel de la bun început sau cum? Am avut iar noroc să mă ia câte un regizor, uite, mi-aduc aminte, de Mărgineanu, săracu, un om atât de, de fapt săracu, așa se vorbește la noi, dar nu-i sărac deloc. Să mă ia Mărgineanu într-o zi, două, să mă mai ia câte unul într-o zi, două, dar n-am făcut nimic important până la Pinții, așa îi spunea Fane Bănică, Ștefan Bănică Tasu. Lupin Tilian? Da, era singurul care îi spunea Pinții și era și unul din puținii actori. Eu și-am îndrăznit să spun singurul, dar eu, în sfârșit, asta e o chestie. L-am simpatizat foarte tare pe Ștefan Bănică, care făcea cel mai repede ce îi spunea Pinții. Așa. Deci rolul ăla pe care ți l-a dat Pintilie? Pe care mi l-a dat Pinții, ăla a fost primul, în balanță a fost primul rol. Balanța, primul rol pe care tu l-ai simțit ca fiind important pentru tine în important. Film, nu? Vreau sau să... în carieră, adică primul rol carieră important mine, în general, carieră, carieră film, teatru? Mine, carieră pentru mine, draga mea, Andreea, cuvântul ăsta nu există nici acum. Atunci cum să-i zicem? Zi tu altfel, în viață. Dacă vrei, în meserie, în viață, în ce vrei, dar carieră pentru mine, cuvântul ăsta nu există. Nu știu ce e aia. A fost primul lucru și îți spun, n-am dat nicio probă. A venit la repetiții la Ciulei, că repetam Visul unei nopți de vară. Eu avusesem norocul să stau vreo lună de zile, ca să zic, prin preajma lui, în dale carnavalului, unde căram o găleată cu apă dintr-un beci, o duceam la suprafață. Dar când a venit la teatru, am avut norocul să nu fiu intimidat de renumele lui. I-am făcut cu degetele așa, el mi-a făcut așa și am avut norocul ăsta. Mi-a prins bine luna aia acolo de cărat găleata, de cărat apă, de scos apa din beci, pentru că n-am mai fost intimidat de faima lui. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult pentru că ne-am văzut de treabă excelent. Dar în general aveai trac? Mai intră să intri pe scenă? Am și acum. A, deci nu există nicio metodă să-ți treacă tracul? Nu există nicio metodă. Dar nu poți să te învețe cineva la școală? Nu se învață la școală asta? Cred. Depinde de firea fiecăruia. Da? Unii au, alții n-au. Eu am. Am emoții întotdeauna. Că deodată știu că e bine, dar emoții am întotdeauna. Și la piesă nu e grav asta? Că mă gândesc că aia e, nu e ca la film, că dacă se întâmplă ceva mai repeți. No, aia e grav. Gata, e one shot no, și nu dacă... Nu? Nu e one shot. Nu e one shot. Mm. Nu, la film știi foarte bine că pot fi și mai multe. Păi da, dar la teatru nu, că ai intrat pe scenă și gata, trebuie să zici piesa până la capăt. Da. Și atunci nu ți-e mai frică? Nu. Depinde, pentru unii e o emoție care poate fi bună, pentru alții este o emoție care poate fi proastă, cum s-a întâmplat cu mine la Amadeus, de exemplu, o emoție care m-a inhibat, care, de fapt, nu era emoție, e o inhibare care a fost oribilă, a fost vina mea. Și poți să compari teatru cu film? Adică ai putea să alegi sau ți se pare că e de fapt aceeași, faci același lucru doar că pe o altă scenă? Nu știu, îmi place să fac mai mult filme pentru că, dintr-un motiv egoist, pentru că are un impact mai mare asupra publicului, ăsta e motiv egoist. Uh-huh. Poți să faci teatru mult și bine și să, ce să mai lungim, să nu știe nici dracu de tine.
Dar te-a ajutat că ai făcut teatru în film. Îmi place foarte mult în continuare să fiu pe scenă. Este, hai să nu zic singura rațiune de a fi, că mai am și două pisici și doi câini. Dar asta îmi place să fac cel mai mult în viață. Ce să o mai lungim? E greu să nu fii, nu știu, mă gândeam dacă e greu să nu fii teatral, de exemplu, un film. Mie mi se pare că de fiată când mă uit la tine în film, ești foarte normal și eu cred că ăsta e talentul, de fapt, să fii foarte normal, să n-ai senzația că omul ăla a învățat un rol și că pune virgulă și că pune punct și că nu știu ce. Și de obicei mi se întâmplă să văd actori care au jucat înainte teatru, care pleacă cu teatralitatea asta cumva a lui Shakespeare, să zic, dintr-o piesă și se duc într-un film și devin... Mă deranjează asta și mă gândesc dacă înveți să faci asta diferit sau cum se face? Cred că se poate învăța ceva și aici. Eu când mă uitam, acum nu mă uit la filme, de exemplu, nu mai sunt deloc amator să mă duc la filme. Aud, am tot felul de colegi care pierd ore și ore în șir uitându-se la seriale, că zic că sunt foarte bine făcute. Mi se pare o pierdere de timp imensă. Poate, dacă vrei, o pierdere de timp plăcută. Dar de învățat nu mai vezi nimic. Ce puțin de la o anumită vârstă. Nu convingere acum, că n-am făcut experiențe, dar poate că este bine să te uiți la filme când ești mai micuț. Acum, după o anumită vârstă încolo, nu te uiți la filme decât pentru plăcere, dar pierde timpul plăcut. Ce să mai lungim? Ți se pare că nu mai e ce să înveți. Pentru că dacă ăștia care spun că se uită la seriile astea americane atât de bine făcute, nu văd niciun progres în ei. Nu văd niciun progres. Când vine să intre, mă, dar te uiți la filmele astea americane de seriale astea de atâta timp, dar văd că nu s-a pus nimic pe voi. Dar poate nu au fundamentul. De ce îmi plăcea să mă uit la filme care, ce cred, hai să nu zic că am învățat, de la actorii americani, pe care îi iubeam foarte, foarte mult, ce poți să înveți de la ei este, asta cred eu foarte tare, poate e o chestie personală, într-o relaxare fantastică. Asta zic, naturalețe aia. Nu știu dacă e naturalețe, eu spun relaxare. Da? Trebuie să fii extrem, extrem de relaxat. Extrem de relaxat și vorba lui Spencer Tracy, learn your lines. Să știi textul la perfecție, pentru că după aia să te gândești la cu totul altceva când spui asta. Dar astea nu sunt lecții de film acum, Dumnezeule, nu. Nu vreau să dau lecții de film, deși aș vrea să dau. Vorbești cu actori mai tineri, apropo de asta? Nu? Nu avem nicio legătură și îți mărturisesc că nici nu-mi plac. Gata. Dar nici unul. Nu se poate să nu fi văzut în toată lumea asta de jur împrejur de tineri unul care să zici, uite, ăsta cred că ar avea talent sau ăsta are ceva care mă atrage. Nu am văzut. Nu mă mai duc la filme. Poate nu te uiți. Păi da, nu mă uit. Nu mă mai duc la filme, nu. Bine, zi-mi cum e cu One Man Show. Cum te-ai hotărât să faci un One Man Show? M-am hotărât pentru că e un text în care spun sincer, iertate să-mi fie, cum se spune, asta e o expresie care nu prea are mare farmec, lipsa de modestie, un calup de expresie, care nu-i prea dintre cele mai fericite, dar îmi place foarte mult textul și... pe care l-ai scris tu? Pe care l-am scris eu. Și vreau să spun că este o bucurie pe care o am de a, ca să zic așa, de a spune și altora lucrul ăsta. Lucrul care mi se pare o datorie a unui actor, pentru că acum de mult timp, nu vreau să spun de cât, încep să se facă vreo 2 ani, am un text care îmi place la nebunie, pe care îl spun tot timpul, pentru că încă nu sunt stăpân pe el, dar pe care aș vrea să am bucuria de a-l spune și altora. Dacă te interesează să spun titlul, o spun și titlul. Uite, poftim. E Lacrimi și Sfinți. Cioran. Da. Care este un text dumnezeiesc. Îmi place la nebunie și aș vrea să trăiesc clipa să pot să-l spun în fața unor oameni. Dar nu l-ai făcut audiobook? L-am făcut audiobook. Dar și vrei să-l și interpretezi, pur și simplu? Nu cred că merge interpretat. Cred că ar trebui pur și simplu spus. Pentru că îmi place extraordinar de tare cum... îl ridică în slăvi pe Dumnezeu călcându-l în picioare sau, dacă vrei, cum îl calcă pe Dumnezeu în picioare ridicându-l în slăvi. Și este un text, el spune că este, a fost cel mai antireligios text, dar vorbește despre Dumnezeu extraordinar de frumos, însă călcându-l în picioare. Deci zim la e ok și la 60? Da, îmi place foarte mult textul și este bucuria mea de a-l spune și altora. Îl am chiar diseară. Dar știi că am auzit, apropo, eu nu l-am văzut și la un moment dat am asistat la o discuție, o colegă nu e măritată tânără și care îmi spunea, am fost și spun sincer că după ce am văzut eu nu mai vreau să mă mărit, mi se pare ceva, deci nu mai vreau să mă mărit, mi se pare îngrozitor. Și un alt coleg care e un băiat, mă rog, mai în vârstă și care e căsătorit și a zis, păi nu-l înțelegi, tu nu-l înțelegi, deci cum e, despre ce este tot
Nu știu cum l-am să spun, este un text foarte inteligent. Da? Foarte inteligent, cu mult umor. Și... Adică e așa de acid? Mie nu mi se pare. De s-a speriat copila? Da, 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 se poate, dar mie nu mi se pare. Mie nu mi se pare. Nu? Și spuneam că cred că este, cu siguranță nu cred, este datoria noastră actorilor să stăm firar al dracului să fie. De asta nu le recomand colegilor mei să-și piardă vremea la televizor uitându-se la seriale americane din care nu învață absolut nimic. Cred că este datoria noastră să stăm să învățăm texte și să le spunem și altora. Auzi, dar apropo de text și de ce zice în el, tu te-ai căsătorit de vreme? Nu, nu prea. M-am căsătorit în 97. Ah. În 97 cu colega mea de bancă, Gabi. Colega ta de bancă de unde? Din clasa întâi, iubita mea. Nu. No. Da? Nu, no, cred. La care țin foarte mult și între noi este o relație și deci, ea mă iubește deci, foarte mult. Deci cu colega ta de bancă care a avut curajul să vorbească cu tine că tu n-aveai curajul să vorbești cu ea, nu? Da, din categoria aia. Am fost iubiți, am fost iubiți și așa mai departe. Ah, dar n-aveți copii. Nu. Am înțeles. Dar spunem dacă... Nu știu, acum, la 60 de ani, ce le-ai spune tu oamenilor că trebuie să facă ei să, nu știu, sau care sunt cele mai importante lucruri într-o relație din asta de long term? Nu știu. Nu știi, nu? Nu știu. Mm. Dar ce eforturi ar trebui să facă ca să funcționeze așa ceva? Nu știu. Nu știu. Bine, atunci e bine. Bine, spune-mi altceva atunci. O să intre în cinematografe din acest weekend. Da, iubita mea. Acest film nou în care joci din nou alături de Armand Asante. Yeah. Și să-mi spui un pic despre film. Cum se cheamă? The Wanderers, da? The Wanderers, pe românește îi spune Vânătorii de Spirite. Așa. Eu am văzut filmul de data asta, s-a întâmplat să-l văd înainte să intre pe ecran, pentru că de obicei ne cheamă la premiere și nici măcar nu vedem filmul, dar suntem obligați să ne bagă cineva un microfon în față și suntem obligați să spunem, bineînțeles, din așa, știi, din amintiri. Suntem obligați să spunem ce bun film e filmul, ca să rămâie regizorul și altă dată, dar nici măcar nu l-am văzut. Uh-huh. Acum vreau să spun că am văzut filmul, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dragoș Boliga l-a făcut, este la primul lui film și a făcut un lucru excepțional, pe un scenariu excepțional scris de Octav Gheorghe. Dragoș Buliga, care este și în spatele serialului La Sfierbinți, da, nu? E același mea. Dragoș Buliga. Da, draga mea. Așa? Da, draga mea. Dragoș Buliga a făcut un film excepțional. Este horror. Este de groază, pentru că joc și eu acolo un pic și de-aia este un film de groază. Da. Și Șerban Ionescu a făcut o imagine. Este un film care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sunt sigur că o să placă. Ascultă-mă, a fost deja la 3 festivale în America. Și a luat deja vreo 5 premii. A luat vreo 3 premii. A fost la nu știu câte, a fost la alte festivale. Este un film foarte, foarte, foarte bine făcut, care te ține și este plin de sânge și de... Păi să mergem să-l vedem. Plecăm spre cinematograf. Cum ai lucrat cu Armand Asante? A fost întâlnirea... Este un actor din aia din care spuneam eu, de o generozitate. Din aia de merită să te uiți la film? Da, este un în primul rând că este foarte, foarte bun în film. Mă bucur din suflet că pot să spun lucrul ăsta, pentru că mi-e foarte greu să mint. Așa? Aduți aminte ce ți-am zis mai devreme de alt coleg ilustru, care știe să spună versuri, dar mi-e foarte greu să mint. Am spus un lucru urât despre el, dar am spus și un lucru frumos în care cred din toată inima și atunci cred că o să mă ierte dacă așa, nu s-a audă. Dacă nu s-a audă, cu atât mai bine. Un minus cu plus și gata, rezolvăm. Nu s-a audă, dar Asante este splendid. Duce filmul, cum s-ar spune, joacă foarte, foarte, e un actor foarte bun și de o generozitate excepțională. Bine, păi hai să vezi ce zice și el despre tine. Oh, dragul de el. I met Răzvan in May of 2006. L-am cunoscut pe Răzvan în mai 2006. Discutasem cu Andrei Boncea și Cristian Nemescu despre filmul California Dreaming. Cristi și cu mine făceam schimb de idei în legătură cu scenariul și rolul pe care urma să-l primesc. Tot atunci, Cristi mi l-a prezentat pe Răzvan și am lucrat împreună vreo 2 luni. And Cristi introduced me to Răzvan then, and then we worked for about 2 months. Cum l-ați descrie ca actor, ca persoană? Well, Răzvan, first of all, is a product of a lifetime of work in the theater. În primul rând, Răzvan este rezultatul unei vieți de muncă în teatru. E un actor uriaș, datorită acestui fond cultural și a muncii pe care a depus-o. În ceea ce privește teatrul, e probabil unul dintre cei mai buni actori din Europa, dacă nu din lume. Și asta mulțumită muncii. E un intelectual veritabil. Felul în care percepe lumea și își trăiește viața de zi cu zi e foarte școlit. Are o minte formidabilă și, o spun din nou, este rezultatul muncii de o viață. He has a formidable mind, and again, this is the product of a lifetime of work. Este mai ușor să lucrezi cu un asemenea actor? Yes, because
He knows exactly what he has, what his task is. Da, pentru că știe exact care e sarcina lui. Cel mai greu e ca toată lumea să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește direcția în care merge povestea. Contribuția lui e valoroasă pentru că a lucrat la multe povești. He brings so much to the table because he has worked on so many stories. Dacă vreți să-i transmiteți un mesaj, pentru că o să vă asculte la radio. Îi trimit gândurile cele mai bune și sper să ne vedem când ajung în România. Îi mulțumesc foarte mult. Doamne, ce voce are de mafiot așa. Parcă e niște filme din alea, nu? Îi mulțumesc foarte mult, da. Grozav. A fost o generozitate și la filmări când l-am cunoscut prima dată. Extraordinar. Mă, exact lucrul ăla care îi ajută pe tineri actori să nu te inhibe cineva care este... Foarte mare. Da. Să te ajute, mă. Să te ajute. Contează imens lucrul ăsta. Adică are un fel de a vorbi, nu știu, cu tine care te... Nu ți se pare de a vorbi, că dar da. El, vă cunoașteți de o viață sau oricum, nu? Adică putea să pară ca ăla care vine din America și da, face ceva niște... pe țigane din România. Da, ei acolo să știi că știu vag pe unde e România, să știi. Vag știu. Păi pentru ei că se duc în Italia, se duc în Europa americană, nu se duc în da, Italia. Da, da. Se duc în I'm going to Europe. Da, păi întotdeauna când vine ceva, nu știu, și dacă vorbești de vreun produs care vine dintr-o țară din Europa, îi zic, e din Europa, nu? Da, cu... și în ce privește, în sfârșit, știu vag unde e România. Ai mai putut, adică mai există ceva ce, nu știu, ai putea să înveți și tu acum de la un actor ca el? Se spune așa, primul răspuns ar fi trebuit, primul impuls ar fi trebuit să spun, da, draga mea, de învățat înveți tot timpul, toată viața înveți. Uite că ai dat fragmentul ăla mai devreme din Balanța, acum cred că l-aș face altfel, înțelegi? Vreau să... Da, vreau, sigur că da. Aș vrea să cred că l-aș face puțin mai bine, înțelegi? Nu știu dacă aș reuși lucrul ăsta, recunosc. Și nu știu dacă ți-ar însemna mai bine. Poate l-ai face altfel, dar nu neapărat mai bine, că eu cred că a fost foarte bine făcut atunci, în contextul ăla, nu? A fost grozav. A fost grozav. Bine, mergem la următoarea rubrică, se numește Back to Back. Fii atent, întoarcem, uite așa, te vii și tu cu spatele la mine, dar ia microfonul după tine, ca să vorbești la el. Eu să... Arată-mi cum să-mi iau. Uite așa, bam, bam. Ha? Da. Așa. Eu o să încep o propoziție și tu o să o termini. Da-i. Fii atent. Back to Back. Fac microfonul așa, da? Perfect. Numele meu ar putea fi... Răzvan Vasilescu. Sunt... Răzvan Vasilescu. Arăt ca... Răzvan Vasilescu. Miros ca... Răzvan Vasilescu. Fac un zgomot de... Nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Am un gust de... Nu știu. Ultima mea realizare a fost... Nu știu. Aș fi perfect dacă... Nu știu. Mi-e rușine de... Nu știu. Aș mânca oricând... Salată de ouă. Pentru bani aș face... I don't know. Nu iubesc deloc. Nu vine. Ordinea nu vine prioritatea. Sunt multe lucruri pe care nu iubesc, dar nu vine prima. N-aș face o justiție să spun ce-mi vine în cap prima, dar trebuie să gândesc ce nu iubesc deloc. Actoria este... Murdăria din oraș, dacă vrei. Hai, gata, ai scăpat, întoarce-te. Thank you. Deci zici că nu te mai duci la teatru, nu te mai duci la film, atunci recomandă-ne ceva să citim. Mă duc la teatru câteodată și văd câteodată un minut de teatru ca să văd despre ce este vorba, știi, să-mi fac mai intri așa la o piesă și stai un pic și vezi? Stau în picioare, în spate, după ce spectacul începe, pentru că nu-mi place să te fie despre sală. Și ți-atragi ceva atenție, nu știu, vreuna din piesele care sunt acum pe la Nu, teatru? Vreau să spun ceva și mai nu vreau să fac precizarea. Mi-a plăcut la nebunie, Îngropați-mă pe după plintă, uite că acum ei... Mie mi-a plăcut foarte mult, uite. Da. Vezi? Apropo de ultimele, mă rog. Bine, dacă așa e un zic. Text care îmi place foarte mult, care se joacă la Național, Butoiul cu pulbere. Da. E un text care îmi place foarte, foarte, foarte mult. Foarte mult. Spectacul a făcut Felix. Mai sunt și altele. Acum sunt în perioada, dacă mă întrebai de citit, eu am citit, am scăpat acum un pic de perioada politică americană, nu românească, adică cu cărți de acolo, și acum am ajuns, draga mea, prin nu știu ce întâmplare, la Ken Follett, pe care nu poți să-l lași din mână. Ah, că tot deci m-ai uite, întrebat. Uite, mai învățăm și noi ceva. Și pentru vacanță, care ți se pare locul ideal? Unde iar aș face o vacanță? Aș face mă duc cu nevastă-mea mea, de obicei, cu economiile pe care le face, ne ducem la Paris. Da? Îți place la Paris? Îmi place, dar îmi place și la New York, unde o să... Da. Așa. Un oraș fenomenal. Mă duc la prietenul meu acolo. Când ești în vacanță, mai repeți rolurile sau... Tot timpul, în fiecare zi, merg pe stradă, pentru că acum trebuie să fac și pași din cauza inimii. Merg pe stradă și îmi spun texte.
tot timpul trebuie să le spui, pentru că altminteri le uiți. Asta mă gândeam, că de mai ales dacă joci în atâtea, nu știu, mai multe lucruri deodată, nu? Și pleci în vacanță, capul, ce faci? Mă doare capul de atâtea texte. Mă doare capul de câte ori trebuie să spun textele astea ca să nu le uit. Mai avem o rubrică și ai scăpat de mine. Te rog. 10 întrebări esențiale. Ce ai face dacă ai câștiga 1 milion de euro? Chiar vrei să spun întrebarea asta care da. Nu e prea... Dar tu să-mi zici ceva bypass, știi? Adică să-mi spui niște... Da, mi-aș face o casă ca să trăiesc cu vreo 3-4 camere maxim. Da. Ca să trăiesc undeva așa mai în liniște, cum s-ar spune. Pe o plajă. Nu știu exact locul. Bine. Sau poate în altă țară, fără să aibă un motiv cu România, că nu sunt pornit împotriva. Să fie undeva frumos. Da, da? Să fie undeva frumos. Cine, în orice țară unde este liniște, unde este liniște, draga mea, și unde, dacă chem poliția să spui că cineva merge cu mașina cu boxele tari, poliția să vină. Aici, în țara asta, încă nu se va întâmpla lucrul ăsta, încă multe milioane de ani. Așa. Asta aș face. Probabil că mi-aș lua o mașină ca să pot să mă deplasez. Și aș păstra banii pentru ce mi-a o călătorie și așa mai departe. N-aș face nimic deosebit. Mi-aș lua cărță, aș avea aceeași viață. Când te uiți în oglindă, ce-ți spui? Nu vreau să vorbesc despre... Nu că nu vreau să vorbesc, nu spun nimica. Nu sunt atât de filozof ca să am astfel de discuții cu mine, știi? Ce grupă de sânge ai? AB4. Care este luxul de care nu poți să te lipsești? N-am niciun lux. Nu? Nu. Dacă ar trebui să, nu știu, să păstrezi doar 3 lucruri din tot ce ai, ce ai păstra? Lucruri. Lucruri. Uh-huh. Dacă ți-ai spune o carte aia după ce o citești, ce se întâmplă cu ea? O păstrezi? Da, după ce o termin, după aia ce fac? Păi da, atunci ia 3 cărți. Aș lua cărți cât am până la moarte, aș lua pisicuții și cuței mei. Care este defectul de care ți-ar plăcea să scapi? Nu știu ce defect așa... Probabil că sunt foarte... Bănuiesc că sunt foarte critic și foarte... Nu, rău nu sunt în niciun caz. Urâcios. Ești urâcios? Da, nu-mi plac foarte multe, mă enervează foarte multe lucruri, știi? În special de aici. Ești țepos. Nu știu dacă stai, nu, e mai rău decât atâta. Mai rău? Da, mai rău. Dar nu știu dacă aș vrea să scap de el. De fapt, n-aș vrea de să scap. De fapt, îți place că ești așa. S-ar putea să-mi placă, da. Sex dimineață sau seara? Făgherit. Se spune făgorit. Ce ai face dacă ai fi femeie? Nu mi-a pus niciodată întrebare. Dar nu pun întrebare, nu știu, iubita mea. Care e cea mai nebunească cumpărătură pe care ai făcut-o? N-am făcut niciodată... Excese? Nu. Cu cine ți-ar plăcea să te blochezi în lift? Ai voie să te gândești. Nu, cu nimeni. Cu orice fată frumoasă, dar nu că s-ar și întâmpla ceva. Îți mulțumesc foarte mult. Așa măcar la ce să la pereți. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit la emisiune. Îți mulțumesc din suflet. Iartă-mă că te-am chinuit. Te-ai pregătit, numai mi-a făcut o mare plăcere. Iartă-mă că te-am chinuit. Am promis că nu vorbesc despre mine. Iartă-mă. Și că numai despre mine am vorbit, să-mi fie rușine. Îți doresc mult succes în continuare. Vreau să ne încânți în continuare cu roluri frumoase. Îți mulțumesc din suflet. Vreau să-i trimit, să invităm pe oameni să meargă să vadă filmul, da, pentru că este în cinematografe, The Wonders, e foarte bun. Hai să-l vedeți și pe Răzvan, și pe Armanda Sante, și pe Raluca Produ, da? Foarte sunteți bun. O distribuție frumoasă și felicitări. Numai actori buni. Felicitări regizorului Buliga. Excelent. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare la prânz cu Sebastian Stan, un actor de origine română care face furor la Hollywood. Acum ne despărțim pe ultima alegere muzicală a lui Răzvan Vasilescu. How do you do, Mouth and McNeil? La radio cu Andreea Esca la Europa FM.